Consiliul Fiscal dezvăluie exact cât de strâns e cu banii statul român. Îi lipsesc 6,5 miliarde de lei după doar 6 luni în care nu a prea început nicio reformă fiscală. Paradoxul situației stă în faptul că statul are încasări mai mici, deși accizele au crescut și la fel și economia. În acest timp, Petrom, cea mai mare companie românească, reușește un fel de scamatorie, dar cu bani mulți. Deși cifra de afaceri a companiei a scăzut pe fondul consumului redus de carburanți, profitul Petrom a crescut cu 18% în prima jumătate a anului. Petrom a anunțat cea mai mare creștere trimestrială a producției de la privatizarea din 2005. Iar Sandero devine nava amiral al celor de la Dacia, a depășit în vânzări Dusterul la nivel european asta. Și aici este vorba de un truc de producție de asemenea. De fapt, varianta Sandero Stepway este cea care a convins pe europeni că este mai mare decât modelul clasic Sandero, dar este mai ieftin decât un Duster. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora de business, sau am putea să-i spunem în această seară, doar așa cu titlul excepțional, ora de magie, căci în țara noastră au loc tot felul de trucuri, unele mai legale, altele mai puțin. Astăzi, un personaj altădată central al bursei de valori și chiar al mediului de afaceri din România, dacă nu l-ați recunoscut, să știți că este Dinel Staicu, a încercat un truc care până la urmă nu i-a reușit. La această oră, Dinel Staicu este din nou după gratii. Poate vă mai amintiți faptul că în perioada în care Dinel Staicu a fost în pușcărie, s-a dovedit că fratele său, împreună cu o suită de avocați, a reușit să mituiască judecătorii în încercarea de a-l scoate pe Dinel Staicu din pușcărie. Ceea ce o să vedeți în continuare este modul în care Dinel Staicu a încercat să fenteze din nou autoritățile, cum credeți, dând vina pe avocați și pe fratele său. E o mega escrocherie. Deci două din cele 20 de avocați care i-am avut în decursul celor 2 ani au știut să-l mâne pe frate meu, începând de la 100.000 de euro până la 1,5 milioane. Deci avocații, deci, sunt cei care au creat platforma de corupție. Exact, exact. Deci ambele avocate au dosare de înșelăciune. Deci, că l-au înșelat? Nu, că l-au înșelat pe el, fratele. Impropriu spus fratele, fiind cu 15 ani mai mic decât mine, a fost crescut ca și copilul meu. Deci el a vrut să facă o faptă bună, dar păcatul meu este că i-am prezentat aceste avocate încă din 2010 și să aibă încredere în ele, dar el niciodată mie nu mi-a spus, sau ele, că la fiecare termen care eu l-aveam în fiecare lună, ele făceau testul cu ele. Dă-ne 100 de mii că îl scăpă în luna asta. Dă-ne 300 de mii că îl scăpă în luna asta. Dă-ne 500 de mii că îl scăpă în luna asta. Fratele meu a rămas la conducerea firmelor. Când eu am fost arestat în Ungaria, el a patronat aceste firme. Deci nu știați că banii sunt strânși pentru șpagă la judecător? Cum să fie strânși, că firmele aveau bani. Nu am urmărit ce face el, că nu aveam cum din penitenciar ce face el. Avocatele și-au tras pe undeva peste 1.300.000. Din cei 1.500.000? Din cei 1.500.000. Eu mă îndoiesc că acești bani au ajuns la judecătoare. Mă aștept să fiu arestat și chiar ce voi cere să fiu arestat. Același lucru, deci pentru dumneavoastră, în momentul când au fost cercetate judecătoarele de la Tribunalul București, eu am cerut arestarea. Avocatele care au luat banii, deci ele au făcut denunț, ca și când eu, dacă aș viola pe cineva, dacă fac denunț, scap de răspunderea penală. Și procurorii i-au îndeplinit dorința, l-au reținut deocamdată, dar probabil că o să-i dea și mandat de arestare, căci lucrurile sunt foarte clare. Ceea ce vi-l aduc pe Dinel Staicu în seara asta, deci declarația a fost făcută la intrarea în parchet, că de ieșit n-a mai ieșit, vi-l aduc în seara asta pe Dinel Staicu și l-am lăsat atât de mult ca să vedeți explicația omului, în primul rând, ca să știe toată lumea cam unde ajung cei care fură în afaceri, și în al doilea rând ca să înțelegem genul ăsta de concept, pe care exemplu cu violul nu e bun. Vă dau eu un alt exemplu imediat ca să înțelegeți ce face de fapt și care este trucul lui Dinel Staicu. Deci odată omul spune, doamne, fratele, urât.
mai tânăr, copilul meu, dar urât, trecem peste chestia. Fratele a făcut, eu eram în pușcărie, ce a făcut? Păi omul și-a plătit avocații, nu? Că i-au cerut un milion de euro, un milion și jumătate, el avea contract cu avocații. Dar atât de mulți bani a dat pentru avocații, el nu știa că se duc pe șpagă? Ca să folosesc un alt exemplu decât ăla cu violul pe care l-a dat din Ăstaicu. Dacă, de exemplu, te urci pe un bloc și arunci o cărămidă, îți poți imagina că respectiva cărămidă va ajunge în capul cuiva? Dar dacă va ajunge în capul cuiva respectiva cărămidă, tu ești nevinovat pentru că nu ți-ai imaginat că o să cadă în capul cuiva cărămida? La fel e și cu banii ăștia pe care i-a dat fratele lui Dinel Staicu. Adică el nu-și imagina că un avocat nu poate fi plătit cu atâția bani și că e evident faptul că vor încerca să corupă pe cineva. Haideți să vă dau un articol din codul penal pe care ar trebui să-l cunoască și domnul Dinel Staicu, care zice așa, se referă la intenție indirectă, că infractorul prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, ce v-am zis cu cărămida mai devreme, acceptă posibilitatea producerii lui. Presupunând că fratele lui Dinel Staicu, da, n-a intenționat să mituiască judecătorii, nu și-a putut imagina că banii ăia sunt pentru a corupe pe cineva, de aceea ce încerc să vă spun este că acest truc ieftin pe care l-a încercat fostul polițist din Ăstaicu, este un fost polițist, om de afaceri în prezent sau în trecutul mai apropiat om de afaceri, nu are cum să țină în fața justiției. Așa că în situația de față n-a făcut decât să mărturisească și faptele lui, și pe ale fratelui lui, și al tot lanțului care foarte probabil îi va introduce pe toți la pușcărie. Pentru că vorbeam mai devreme de trucuri, astăzi domnul Crin Antonescu, președintele Senatului și de fapt liderul unuia dintre partidele aflate la guvernare, s-a întors din vacanță cu un comentariu care arată în primul rând că uneori, cel puțin, Crin Antonescu nu și-a pierdut simțul umorului. Comentând exact criticile aduse de Partidul Liberal, intenției guvernului de a majora unele taxe și impozite, domnul Crin Antonescu a găsit de cuvință să glumească despre somn. Zice, unii liberali au comentat în somn. Mi se întâmplă tuturor să vorbim prin somn, poate. Nu e niciun păcat. E ușor somnambulică această critică sau acest tip de critică. De ce? Pentru că nu poți să visezi că s-au mărit taxe și să le critici. Le critici în somn atunci. A crescut? S-a desfințat cota unică în România? S-au majorat impozitele acestea în România? Lucrul fundamental pentru care Partidul Național Liberal s-a bătut și care a fost respectat de partenerii noștri în înțelegerea încheiată este că această cotă a rămas acolo. Dacă dorim să criticăm pe ce se aude pe zvonuri, putem să o facem. Este o țară slabă domnului liber sau, în orice caz, un partid foarte liber. Dar, repet, domnul ministru, viceprim-ministru Chițoiu și ministru de finanțe, ca și toți ceilalți colegi, de fiecare dată când în guvern, chiar și eu, în discuții de natură politică pe care le-am avut cu premierul Ponta, de fiecare dată când s-a pus problema reală a nevoii de a crește veniturile, ne-am bătut și am avut, și mulțumesc încă o dată lui Victor Ponta, în primul rând, și celorlalți colegi din guvernare, din PSD, am avut înțelegerea lor de a respecta această cotă unică de impozitare. Deci, practic, Partidul Național Liberal sau liderul său s-au retras pe ultima redută, să-i zicem, cota unică. Dacă o păstrăm pe aia, nu mai contează ce taxe mai cresc în România. Ok, trecem peste partea asta mai mult anecdotică, așa, cu somnambulismul fiscal, pentru că lucrurile, să știți că nu sunt absolut deloc de glumă. Și Consiliul Fiscal, un organism foarte serios, care a făcut dovada prestației sale în ultimii ani, a venit și a dat practic de cuvânt, de pământ cu cifrele Guvernului României, dezvăluind faptul că la 6 luni, și de fapt această propunere de taxe către acolo duce, statul român e foarte strâns cu banii. Îi lipsesc atât de mulți bani, încât nici cu această majorare de taxe nu e clar dacă va face rost de ei. Consiliul Fiscal a sesizat repede faptul că estimările pe care statul le face în legătură cu veniturile sale sunt nerealiste. Economia crește, dar crește pe exporturi, nu pe consum, iar statul nu încasează atât cât spera din această creștere economică. Începând de la încasările din TVA până la impozitul pe profit, toate sumele strânse la buget au fost mult sub planul făcut de cei de la finanțe. Datele Consiliului Fiscal arată că în acest moment statului îi lipsesc 6,5 miliarde de lei, adică aproape 1,5 miliarde de euro. Asta lasă în aer și teoria guvernului potrivit căreia veniturile mai mici din TVA ca urmare a reducerii la pâine vor fi compensate din majorarea accizelor la alcool.
În primele 6 luni ale acestui an, încasările din accize sunt cu 713 milioane de lei mai mici decât estimările inițiale, și asta în condițiile în care la țigări, motorine și bere accizele au crescut și la fel și cursul la care s-au calculat. Este desigur aberant să crezi că românii s-au lăsat în masă de fumat, de condus mașini diesel și de băut bere. Pare mai logic să presupui că ultima creștere a accizelor a forțat vânzarea la negru acestor produse. Nici la capitolul taxe pe valoare adăugată colectarea nu a mers mai bine, deși fiscul s-a concentrat în acest an pe importurile de legume din Turcia. Statul a încasat mai mult TVA cu 3,3% față de anul trecut, însă chiar și așa, față de estimările inițiale pe buget, cifrele arată un minus de 485 de milioane de lei. Minusul cel mai mare este trecut însă în dreptul banilor europeni. Nici anul trecut nu s-au luat cine știe ce sume, dar anul acesta bugetul a fost construit pe presupunerea nerealistă că vor veni câteva miliarde de euro în plus. La jumătatea anului lipsesc 3,3 miliarde de lei. Prin urmare, nici investițiile la nivel național nu au primit bani, pentru că majoritatea proiectelor erau gândite cu finanțare europeană. Consiliul Fiscal subliniază faptul că la capitolul cheltuieli de capital, guvernul a tăiat 1,4 miliarde de lei. Potrivit Consiliului Fiscal, rectificarea bugetară a fost făcută pe baza unor proiecții nerealiste, din moment ce statul crede că numai din impozitul pe venit și contribuții din asigurări, veniturile vor fi mai mari cu 1 miliard de lei, lucru contrazis până acum de realitate. Domnul Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, e în seara asta pe la noi. Bună seara! Îngrijorător raportul dumneavoastră. Înainte de toate însă, haide să înțelegem. Statului îi lipsesc 6,5 miliarde de lei față de planul inițial pe care îl făcuse. Nu acesta este deficitul bugetar la jumătatea anului. Da, deci față de programul semestrial de venituri, execuția bugetară a arătat un gol de venituri de 6,5 miliarde. Cea mai mare parte sunt pe zona de fonduri europene, unde ne-am propus ținte foarte ambițioase cam fiecare an de altfel, și nu am reușit să facem acea absorție de fonduri europene pe care ne-am propus-o, dar circa 3 miliarde de lei sunt, să zicem, venituri nerealizate la veniturile importante din buget. TVA, accize, impozit pe profit, CAS și așa mai departe. Haideți să le luăm pe rând și să vedem de ce tot acest paradox. În primul rând, statul, ne amintim că atunci când a făcut bugetul pe anul ăsta, a mizat pe creșterea economică. Și creșterea economică pare să vină. De ce nu vin bani și la stat? Păi, în proiecția inițială de buget am avut o creștere economică care a fost, să zicem, presupusă a fi 1,6% în 2013. Ultimele date arată că vom avea o creștere economică mult mai mare decât 1,6. Așa. Statul are în momentul de față, guvernul are o prognoză oficială de 2%. Noi credem că ne putem duce chiar spre 3% creștere economică, dar structura creșterii economice e total diferită decât se anticipa inițial și nu e o veste bună pentru buget. Așa. De ce? Pentru că în bugetul inițial sau în proiecțiile inițiale se anticipa o creștere economică bazată în special pe cerere internă, pe consum și investiții, care sunt aducătoare de venituri la bugetul statului. Sunt taxele pe consum, accizele și TVA-ul. Da. Iar creșterea economică din primul trimestru și în primele 6 luni a arătat de fapt că am avut o creștere economică bazată în primul trimestru doar pe exporturi, așa, consumul contribuind negativ la creșterea economică, ceea ce pentru buget e o veste proastă. Și în a doua parte a anului lucrurile nu se pot schimba atât de mult încât să putem compensa golul de venituri care s-a creat deja la 6 luni. A, deci, practic, pentru buget, faptul că 2013 va consemna o creștere economică mult mai mare, dar pe o altă structură, e mai degrabă o veste proastă. Pentru că pe partea de cerere, așa cum vă spuneam, creșterea economică cel mai probabil va fi alimentată în primul rând de exporturile nete, așa, faptul că exportăm mai mult decât importăm, ceea ce nu e rău din punct de vedere macroeconomic, chiar e destul de bine, dar pentru buget nu e neapărat bine. Iar pe partea de sectoare economice, contribuția foarte mare, va avea o contribuție foarte mare în partea agriculturii, care de asemenea nu aduce o contribuție corespunzătoare creșterii înregistrate în acest sector la bugetul statului. Pentru că vorbeați de taxele pe consum mai devreme și de veniturile statului. Asta reprezintă un aparent paradox, dar unul și mai mare. Deci am avut creșteri de accize la motorină în prima jumătate a anului. Ar fi trebuit să vină mai mulți bani din accizele la țigări. De asemenea, berea, perioada de, uite, vara început timpuriu, consumul de bere ar fi trebuit să crească. Și cu toate astea, statul a avut scădere de accize, încasări din accize. Da, pare paradoxal, într-adevăr. Am avut, pe de-o parte, o scădere a consumului de produse energetice, în care încadrăm și partea benzină de combustibil. Benzină și motorină, da? Când ne uităm în primele luni ale anului, vom vedea că a fost o scădere semnificativă. Dar, fără îndoială, dat fiind faptul că au crescut nivelul, quantumul accizelor, și dublată și de un curs mai favorabil bugetului pentru calculul accizelor, ar fi trebuit să avem o creștere. Asta înseamnă o prăbușire a încasărilor. Parțial explicată de reducerea consumului de produse accizabile,
parțial explicată de creșterea evaziunii fiscale. Credeți că românii s-au lăsat de fumat așa dintr-o dată? Da, într-adevăr, discutăm de în anumite zone de bunuri care au elasticitate destul de scăzută la preț, da? Dacă ești fumător, fumezi și la 5 lei și la 10 lei. Așa, berea de asemenea, motorina reprezintă în primul rând un produs care e folosit numai de românii care au mașini personale diesel, ci și în transportul de marfă. Probabil că zona cea mai sensibilă e aceasta de tutun, unde știm cu toții evaziunea e încă destul de mare. Cum explicați scăderea TVA-ului? E o scădere de asemenea mare, mai mică decât la accize, proporțional da. Cu cât adună statul din TVA, dar am avut campanii la începutul acestui an. S-a dus garda financiară după angrosiștii cu roșii de prin Turcia, un întreg scandal diplomatic aproape între România și Turcia pe partea asta de produse agricole și gata, zice, le-am taxat pe toate, ar trebui să vedem și în încasări. Când colo ce să vezi, TVA-ul e în scădere. Păi, TVA-ul e în scădere în primul rând datorită faptului că am avut în prima parte a anului un consum care a evoluat destul de slab. În primul trimestru chiar o scădere, am avut o scădere a consumului, ceea ce pentru încasările din TVA fără îndoială e o veste proastă. Da, deci faptul că s-a consumat mai puțin și se vede lucrul ăsta în primul rând în vânzările cu amănuntul. Dacă vă uitați în cifrele de vânzări cu amănuntul, ele au o evoluție destul de modestă, cu o creștere într-o lună, după care urmată de scăderi. Țineți cont și de faptul că am avut o inflație destul de mare, cel puțin până la jumătatea acestui an. Inflația se vede în TVA-ul ăsta. Statul taxează inflația, da, de deci fapt. Fără îndoială, eu cred că în performanța asta slabă a veniturilor bugetare sunt două explicații majore. În primul rând, faptul că economia a performat mai prost decât așteptările, ceea ce pare contraintuitiv dacă ne uităm la cifrele de creștere economică, care sunt mai bune decât așteptările inițiale. Importante pentru buget că pe o altă structură s-a produs creștere economică mult mai nefavorabilă bugetului. Și în al doilea rând, fără îndoială că poate... Dar locurilor de muncă, hai să ne înțelegem. Exportul înseamnă, de fapt, locuri și consumul înseamnă locuri de muncă. Tot ceea ce înseamnă cerere internă înseamnă și locuri de muncă. Ok, bun. Atunci, spuneți-mi de ce ați criticat extrem de dur rectificarea bugetară care s-a făcut. E adevărat că au tăiat mult din, în primul rând, din investiții au tăiat, așa se întâmplă de fiecare dată. Pe fondul ăsta n-au adus nici bani europeni care tot în investiții ar fi trebuit să se vadă, dar și-au tăiat cheltuielile, și-au ajustat cheltuielile. Ce ar fi trebuit să facă? Păi, eu n-aș caracteriza în termenii aceștia opinia noastră că am criticat dur, ci am vrut mai degrabă să tragem un semnal de alarmă. Raportul dumneavoastră începe cu statul a încălcat 4 legi făcând rectificarea bugetară. Da, ideea este următoarea. Noi trebuie să judecăm în primul rând rectificările bugetare în funcție de prevederile legii responsabilității fiscal-bugetare 69/2010. Acolo sunt niște principii statuate. Nu ai voie în timpul anului să crești plafonul de cheltuieli totale, nu ai voie să crești cheltuielile de personal, nu ai voie să crești deficitul în timpul anului. Deci noi suntem obligați, conform legii, să judecăm în primul rând rectificarea după regulile statuate de lege. După aceea putem face și niște aprecieri calitative legate de calitatea rectificării, de ajustările. Spuneți că a majorat ilegal salariile bugetarilor statului? Nu s-a produs ilegal pentru că s-a făcut prin derogare de la principiile statuate de legea responsabilității fiscale. Deci, practic, am introdus o lege, legea 69/2010, care intenționa să aducă o predictibilitate și o anumită transparență în procesul fiscal buget, în procesul de execuție fiscal buget. Că nu suntem capabili, da, de așa ceva. Și de fiecare dată am derogat. Bun. Haideți să vorbim puțin de perspectivă. S-au anunțat, mă rog, mai mult pe surse, ce a mai scăpat. A scăpat toată scrisoarea aia de intenție cu femeiul, e publică în momentul de față, deși pe ea scrie mare strict confidențial, dar în momentul de față știm că statul are de gând să majoreze unele taxe, să impună contribuții pentru chirii, să modifice statutul anumitor apartamente de așa manieră încât să crească impozitele locale, practic, cât din această gaură credeți că va putea fi acoperit prin aceste majorări anunțate? Acum mai mult sau mai puțin anunțate. E bine știut faptul că, și din punct de vedere teoretic, academic, dacă vreți, faptul că în vreme de criză nu trebuie să crești taxele, pentru că au un efect nociv asupra activității economice. Adică ajustarea bugetului e bine să o faci mai degrabă pe partea de cheltuieli decât pe partea de venituri bugetare prin creștere de taxe. Acum, faptul că vor crește anumite taxe, eu nu cred că putem discuta de creșteri importante, adică nu creștem o taxă esențială. Cum am crescut, spre exemplu, în 2010, am crescut TVA-ul. De la 19% la 24% a fost o creștere majoră. Acum discutăm de extindere. Intrați în logica lui Crin Antonescu. Nu intru în logica nimănui. Care s-a retras pe cota unică. Din punctul meu de vedere, orice creștere de taxe în acest moment nu e deloc binevenită. Da, okay. Deci orice creștere de taxe, să lămurim. Ce ar fi trebuit să facă atunci statul? La jumătatea anului cu astfel de gaură? Dacă ne uităm, tot ce spun, sau toți politicienii au spus întotdeauna că dacă vor ajunge la putere, vor reduce cheltuielile de funcționare ale statului. Uitați-vă la cheltuielile cu bunurile și serviciile. La rectificarea bugetară au fost suplimentate.
Da? Deci nu numai că nu se reduce cheltuiala de funcționare a statului, ci dimpotrivă, ea pare că crește și este expresia în ultimă instanță a lipsei de reformă. Uitați-vă că în zona de bunuri și servicii avem în primul rând plăți de medicamente. Da, dar acolo erau niște restanțe la medicamente mari. Păi și sunt și ele în continuare se acumulează, pentru că... Mi se pare că au plătit o bună parte, cel puțin autoritățile locale au plătit din arierate, ceea ce ar trebui să se vadă în economie undeva. Adică au plătit, dar din păcate mai vin din spate destul de multe. Și în zona de sănătate sunt facturi neplătite care nici măcar nu se văd în arierate, pentru că s-au extins termenele de plată la 210 zile. Și nu mai sunt restante. Discutăm de sume mari, discutăm de, după asociația retailerilor din domeniu, de circa 1 miliard de euro sume care sunt facturate și neplătite, dar nu apar ca restanță pentru că au scadență de plată 210 zile. Ori ele trebuie plătite la un moment dat, pentru că începând de anul ăsta trebuie să aplicăm directiva 7 a Uniunii Europene, care spune că statul trebuie să-și facă plățile maxim 60 de zile. A mai amânat-o, încă n-a fost adoptată de Se va aplica din august, dar acele facturi trebuie plătite, sunt miliarde la mijloc. Bun, deci care e perspectiva pentru a doua parte a anului? Creștere economică, e de bine, vine mâine, o să anunțăm aici la televizor. Da, haideți să revenim un pic, să spuneați că am avut o opinie dură și eu vă spun de ce nu cred că e dură. Pentru că mai degrabă eu o văd ca un semnal de alarmă. A fost o critică asta, să știți. Nu o iau ca o critică. A fost, după părerea noastră, mai degrabă un semnal de alarmă pe care îl tragem, și anume faptul să nu ne culcăm pe ureche, în termeni foarte simpli, că avem o creștere economică mai mare decât așteptările, că așa va fi, așa. Probabil că să ne ducem chiar spre 3%, pentru că pentru economie sau economia, în esență, nu merge mai bine ca anul trecut. Dacă ne uităm la creștere economică fără agricultură, care e foarte volatilă, agricultura crește și scade în funcție de cum sunt condițiile climatice, economia fără agricultură a performat mult mai prost ca anul trecut. Pe ce vă bazați? Pe cifre. Da? Cifrele arată creșterea economică fără agricultură. Anul trecut am avut o creștere economică de 2,2, dacă nu mi-aduc aminte. Iar anul ăsta, după estimările noastre, e undeva pe la 1 și ceva. Deci economia... Trendurile din economia reală, în 2013 am avut o evoluție mai slabă decât în 2012. Bun. Și, deci, la sfârșitul acestui an... Dar această creștere economică mai slabă în celelalte sectoare e mascată de o performanță mai bună a agriculturii. Și riscul este acela că, domnule, avem creștere economică mare, ceea ce va fi o realitate, dar asta nu înseamnă că economia merge mai prost. Că anul viitor vom avea probabil un an agricol normal în cele mai probabile scenarii, ceea ce va însemna o scădere a agriculturii față de anul acesta, care e un an bun, chiar peste, mult peste medie, și atunci o să constatăm că agricultura nu ne mai ajută, ba dimpotrivă ne trage în jos, și celelalte sectoare nu merg foarte bine, și atunci vom vedea o creștere economică mult mai mică decât am văzut anul ăsta în 2014. Ce ar trebui să facă Ministerul de Finanțe, ținând cont de toate aceste date? Păi, eu cred că, așa cum arată lucrurile în momentul de față în rectificare, șansele să atingem țintele bugetare se leagă în primul rând de realizarea veniturilor bugetare, care după noi e provocatoare, în condițiile în care la... Adică imposibil, așa spunem, asta imposibil. Da, noi ne-am și exprimat în opinie așa. Că la anumite categorii de venituri bugetare ni se par estimările pentru sfârșitul anului mai degrabă nerealiste. Dar ce ar trebui să facă? Tocmai pentru că au făcut estimări nerealiste, iar cheltuielile sunt în funcție de estimările alea pe care le-au făcut. Să depună în primul rând eforturi pentru a colecta acele taxe și impozite pe care le-a prognozat. Adică să întărim zona de lupta utopică cu evaziunea fiscală. Vorbim despre ea de 20 de ani, dar niciodată n-a fost mai... Eu cred că e momentul să și facem ceva, pentru că avem constrângeri foarte puternice în buget și nu ne mai permitem să fim țara care colectează cele mai mici venituri bugetare din Europa, în condițiile în care nivelul taxelor nu e cel mai mic din Europa, nici pe departe. Ați criticat tăierea de investiții, dar dacă n-ar fi tăiat de la investiții, atunci s-ar fi dus automat totul în deficit, da? Și cine știe pe unde ar fi fost cursul de schimb astăzi. Da, eu, evident că trebuie să tai de undeva. Dacă vezi că resursele nu-ți vin, trebuie să faci ajustările. Acum, nu cred că e cea mai fericită ajustare pe care o să o faci să reduci investițiile. Deși se poate argumenta că decât să faci investiții care au multiplicare foarte mică în economie, și avem multe exemple de investiții care nu au niciun sens economic, mai bine nu le faci. Dar n-am văzut până în momentul de față o prioritizare a investițiilor, adică statul să vină să spună, domnule, din 40.000 de proiecte de investiții începute în mediul public, atâtea sunt, pentru noi sunt prioritare... 50. Următoare. Nu, au făcut asta, dar problema e că n-au... Ați văzut-o noastră? Eu n-am văzut-o. A făcut-o șova la începutul anului, dar problema a fost că n-a primit și bani pentru trebuie ele. Trebuie să facem o evaluare și o prioritizare serioasă, de tip cost-beneficiu, în care să vezi, domnule, ce beneficiu economic ți aduce acea investiție, ce costuri necesare are, cum mobilizezi fonduri europene pentru acele investiții, pentru că e mult mai eficient din punere economic să utilizezi banii europeni decât să utilizezi banii proprii, da?
Eu n-am văzut lucrul ăsta făcut. N-ar trebui să renunțăm la proiectul ăsta cu banii europeni? În fiecare ne spunem același lucru. Bani europeni, bani europeni, bani europeni. Gândiți-vă că economia noastră a fost învățată înainte de criză și va rămâne pentru mult timp învățată să crească cu intrări de capitaluri. Ai o economie care nu are economisire internă suficientă ca să ai investiții mai rapide sau un proces investițional mai rapid să-ți permite să crești mai rapid, îți trebuie intrări de capitaluri din străinătate. Ori în momentul de față aceste capitaluri nu vin și nici nu vor veni curând. De unde mobilizezi resurse? Păi ai la îndemână resurse care nici măcar nu trebuie să le dai înapoi, fondurile europene. Dar fără îndoială că și le vin cu un cost. Teoretic, da? Și problema e din păcate, repete, dacă, ne uităm la execuția bugetară, abia am fost în stare să absorbim banii europeni pe veniturile bugetare, ci pe cifre, la nivelul de anul trecut. Asta arată că ne trebuie un plan B. Că fondurile europene sau România nu eu e de fondurile europene. Eu cred că ar fi o greșeală să renunțăm la această, nu să renunțăm, acest deziderat. Să mai căutăm și o altă soluție. Din păcate, soluțiile nu sunt ușoare în acest moment. Ca să asigur creștere economică mai rapidă în anii următori, sunt două ingrediente la care poți apela. În primul rând, fondurile europene, care au o mare calitate, faptul că nu generează datorie externă, nu trebuie să dai banii înapoi. Este esențial lucrul ăsta. Și în al doilea rând, reforme structurale. Ori ele sunt dureroase și rezultatele se văd nu mâine, nici poimine, ci peste 5 ani, poate. S-a dovedit că și fondurile europene trebuie date înapoi atunci când ai corupție în țară Asta nu mai ține de Comisia Europeană sau de Uniunea Europeană. Nu, ține de noi. Ține de țara despre care vorbim, care e obișnuită să funcționeze pe bază de șpagă. Banii vin, ajung în buzunar privat, după care statul este cel care trebuie să dea înapoi banii la Comisie. Din păcate pentru noi nu am înțeles că am intrat într-un club relativ select, care e Uniunea Europeană, unde astfel de lucruri de tip corupție nu prea se tolerează. Pentru că dacă ați văzut în discursul oficialilor europeni, cel mai des se spune, noi discutăm de banii contribuabililor europeni, care nu ne este indiferent ce se întâmplă cu ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Ora de Business din această seară. În încheierea acestei dezbateri, mini-dezbateri cu Ionuț Dumitru, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt aspect, și anume restructurarea fiscului, care s-a suprapus în mod nefericit exact pe genul ăsta, e mult să-i spui reformă fiscală, nu e tocmai o reformă fiscală, dar exact când schimbam toate astea și aveam nevoie de mai mulți bani la buget, s-au gândit să desfințeze structurile ANAF, să desfințeze garda financiară ca să reînființeze alte structuri care probabil vor funcționa într-o zi, nu știu sigur. Ce se știe însă cu siguranță în momentul de față e că, de exemplu, în vreme ce statul raportează, ați văzut mai devreme, un minus de 700 ceva de milioane la accize, nu are cine să le mai dea autorizații celor care comercializează legal țigări sau alcool. Nu mai există oamenii. Dacă ești comerciant în Constanța, Tulcea, Galați, Brăila sau Mehedinți și vrei să vinzi sau să distribui alcool, țigări ori alte produse accizabile, s-ar putea să descoperi că nu ai cum. Nu pentru că la mijloc ar fi vreo problemă legală, ci pentru că direcțiile fiscului care eliberau până acum adeverințele necesare pentru astfel de activități comerciale nu mai există. Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor Prolex susține că de vină pentru această situație este reorganizarea ANAF, reorganizare despre care ei susțin că a fost făcută doar teoretic. În urma acestui proces, se pare că nu mai are cine să elibereze autorizații pentru că inspectorii de specialitate din cadrul fostelor structuri ale autorității vamale nu și-au mai găsit locul în noua structură. La începutul lunii august, un ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală a dus la final dorința guvernului de a face un DNA al fiscului. Se va numi Direcția Antifraudă și teoretic cuprinde Inspecția Fiscală, Garda Financiară și Direcția de Control Vamal. Schimbarea se face însă cu sute de preavize, oameni pe care conducerea ANAF susține că nu îi concediază, ci în funcție de pregătirea fiecăruia îi mută acolo unde este nevoie de personal. Oricum, aceștia nu mai au cum da avize deocamdată, iar statul pierde accizele. Un român supraviețuiește lunar cu doar 155 de lei cheltuiți pentru mâncare. Nu un român anume, de fapt aceasta este media națională. Este una dintre cele mai mici din Europa și din acest punct de vedere românii încep să se compare cu chinezii. Ați văzut mentalitatea de lucrător sau analist la privat a domnului Ionuț Dumitru. În momentul în care ai o problemă pe partea de venituri, trebuie să faci ceva cu cheltuielile. Așa acționează privații. O să vorbim mai și despre Petrom, că așa a făcut, o să vedeți imediat. În vremea asta, statul nu poate să facă chiar la fel. În primul rând că e stat și în acest exercițiu. Deci cei de la Petrom au anunțat, ca de obicei, că deja ne-am obișnuit, o creștere
a profitului, o creștere senzațională de 18% pe primul semestru din acest an, deci pe prima jumătate a anului. Problema este că și Petrom trăiește în România, ceea ce înseamnă că această scădere generală a consumului a afectat și compania. Ia să vă arăt în partea asta. Deci, într-adevăr, cifra de afacere a Petrom pe primele 6 luni a scăzut cu 5%, dar profitul a crescut cu 18%. E un fel de truc, așa? Nu, de fapt nu este niciun fel de truc. În același timp, Petrom a anunțat cea mai mare creștere trimestrială a producției de la privatizare și până în zilele noastre, deci din 2005 și până acum. Și de fapt, ceea ce ne arată Petrom în acest truc cu cifre, să-i spunem, este că dacă investești an de an și perioadă de perioadă, la un moment dat chestia asta ți se vede undeva aici. Începutul liberalizării tarifelor la gaze coincide cu o creștere de 18% a profitului Petrom. Asta în ciuda introducerii suprataxării de 60% a veniturilor suplimentare obținute în urma acestei liberalizări. Cei de la Petrom susțin însă că nu au încasat nimic în plus față de anul trecut din vânzarea de gaze, dar au plătit statului deja 70 de milioane de lei doar pentru această taxare suplimentară. Dacă ne referim acum la impactul liberalizării gazelor, prețurile la gaze pentru producătorii domestici, ce pot să vă spun este că per total Petrom nu a avut niciun rezultat, niciun profit din această liberalizare. Anul trecut am avut niște termeni comerciali mai mari decât prețul de referință sau prețul reglementar care a fost introdus acest an. Și atunci rezultatele, o parte au fost reflectate anul trecut și o parte anul acesta a trebuit să-l dăm către bugetul statului. Oricum, în primele 6 luni, contribuția totală la bugetul României a fost de 5 miliarde de lei și totuși profitul Petrom a urcat semnificativ la aproape 2,4 miliarde de lei în condițiile în care cifra de afaceri a companiei a scăzut cu 5%. Tot rezultatul îmbunătățit de acest an este datorită bazei de referință, și anume 2012, unde am avut 6 săptămâni. Din 6 luni, 6 săptămâni au fost oprite. Altfel spus, creșterea profitului vine de la rafinare. Când rafineria Petrom de la Braz nu funcționează, compania importă benzină, iar profitul este mai mic. Anul acesta, rafineria a mers fără oprire, iar producția de țiței și gaze a Petrom a înregistrat cea mai mare creștere trimestrială de după privatizarea companiei. Acesta este însă rezultatul investițiilor făcute în anii trecuți. Obiectivul nostru principal este piața românească. Așa cum știm, și la carburanți și la gaz încă importăm, așa că avem încă mult de acoperit din consumul național. Problema este că, cel puțin pe piața românească, cererea de carburant este în scădere, iar șanse ca situația să se schimbe nu se văd prea curând. Deși în acest moment se profilează o creștere a profitului anual al Petrom la peste 1 miliard de euro pe an, compania a anunțat că va investi în România anul acesta 1,2 miliarde de euro. În toamnă va aduce în Marea Neagră o platformă semisubmersibilă pentru explorarea resurselor deja anunțate, dar a căror valoare exactă este încă neclară. Da, și asta înseamnă locuri de muncă și despre consum. Ce vorbeam mai devreme cu Ionuț Dumitru, știți? Adică, ok, vine creșterea economică din exporturi, batem din palme, mâine o să anunț, să vedeți aici ce aplaudăm, dar în același timp, cel mai bine se vede cum funcționează țara, exact în consumul de benzină, motorină și energie electrică, da? Când astea sunt în scădere, e clar că e o problemă. În coșul ăsta sunt multe. Știți cu cât supraviețuiește lunar un român? Asta este o medie oficială. Adică cei de la Institutul Național de Statistică s-au apucat să calculeze cât mâncăm fiecare dintre noi într-o lună. Cât ne permitem, nu fiecare după buzunar. Da, dar pe medie un român supraviețuiește cu 155 de lei lunar alocați pentru mâncare. Studiul pleacă de la mediile de consum ale românilor, dar este evident faptul că unii dintre cetățenii țării își permit să mănânce mai rar carne și mai des produse mai ieftine decât aceasta. Un ou costă doar 50 de bani, iar o pâine cam un leu. Dar aceste sume se adună, mai ales că românii își fac piața pornind de la bugetul pe care îl au și mai rar în funcție de preferințele culinare. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică publicate de adevărul.ro, un român consumă în medie într-o lună 12 ouă, 1,2 kg de brânză, 8,5 kg de pâine, peste 4 kg de carne, aproape 6 litri de lapte și alte 6,4 kg de legume. Dacă facem un calcul, însă sumele adunate pentru consumul lunar al acestor produse nu sunt deloc de neglijat. Cei mai mulți bani se duc pe carne, 62 de lei. Un român mănâncă în medie cam 28 de pâini într-o lună. Asta înseamnă aproape 30 de lei lunar. Și laptele este scump, căci pentru consumul propriu românul trebuie să scoată din buzunar 21 de lei, bani la care se mai adaugă încă 20 de lei pentru cumpărarea brânzei. În schimb, pentru legume se mai cheltuiesc încă 16 lei.
Dacă arăți această statistică unui occidental, acesta va crede că se uită la un reality show de tip trucuri de supraviețuire. În România, o persoană reușește să trăiască cu mâncare în valoare de 170 de lei, adică 38 de euro. Pe lângă această sumă, românii consumă alte 3,4 kg de fructe și beau 2,15 litri de băuturi alcoolice. Sumele cheltuite pentru acestea pot depăși de asemenea încă 40 de lei. Dar acestea sunt deja trufandale, chiar dacă în unele familii bugetul de mâncare se calculează din ce a mai rămas după ce unul dintre membrii familiei a trecut pe la cârciumă. Consumul lunar variază însă de la o persoană la alta în funcție de ocupație sau de veniturile realizate. Un pensionar, de exemplu, mănâncă în medie 13 ouă pe lună, în timp ce șomerii consumă numai 10 ouă lunar, cu un ou mai puțin decât salariații. În lipsă de altceva, românii sunt mari consumatori de mămăligă. La un consum mediu lunar de 885 de grame, un român își permite așadar cam două mămăligi. Nu e foarte mult, adică nu știu de ce ne-ar mai zice vecinii noștri bulgari mămălicii. Vedeți, asta e o chestie serioasă. Fracturarea României, niște oameni foarte săraci și niște oameni foarte bogați, da? Se vede până la urmă și în ceea ce faci când te duci acolo la supermarket și zici ce cumpăr astăzi? O roșie turcească, că e mai ieftin. Ei, i-ai plătit un loc de muncă turcului, nu românului, care are o problemă, de fapt, pe partea de venituri. Deci sumele alea nu sunt că facem noi curăț de slăbire, așa, ci pentru că mai mult n-avem. De unde? N-avem venituri. Asta e problema. Bulgarii, pentru că tot am vorbit de ei mai devreme, au făcut un pas pe care aș vrea să-l vadă și ministrul agriculturii din România. Deci s-a dus ministrul bulgar al agriculturii, a strâns hipermarketurile la un loc și au zis, măi domnule, francezule sau ce ești tu, uite, noi în țara Bulgaria facem foarte multe legume. Bagă-le la tine în supermarket. Hai să facem cumva să-i dai niște bani și țăranului care muncește, iar când e producția mare și la ei scad prețurile fix ca și la noi. Urmăriți acum un material pe care eu mi-l doresc să-l vadă și ministrul agriculturii din România. Dacă în România aprovizionarea marilor magazine cu legume și fructe românești este încă un vis, în Bulgaria autoritățile par a rezolva ușor-ușor această problemă. Ministrul bulgar al agriculturii s-a implicat în negocierile dintre marile lanțuri de supermarketuri și fermieri și a reușit să obțină o victorie. Magazinele vor prelua de-a lungul întregului an fructe și legume de la producătorii locali și vor primi și o recunoaștere în acest sens pentru a stimula naționalismul de consum al populației. Magazinele și restaurantele care se aprovizionează cu produse bulgărești vor fi marcate cu stele verzi, tocmai pentru ca bulgarul care le cumpără să știe că a pus umărul la susținerea producției locale. Există totuși o problemă. Spre deosebire de produsele care se vând în piață puse pe tarabă la grămadă și aduse în saci pentru a vinde în supermarket, țăranii trebuie să se supună mai multor reguli impuse de magazine. Trebuie să aibă documente fiscale, certificate de calitate și o ambalare corespunzătoare a mărfii. Sunt cerințe care ar putea să-i descurajeze pe țărani să mai bată la ușa supermarketurilor, dar autoritățile bulgare s-au ocupat și de asta. Fermierii se organizează pentru a putea furniza cantitățile mari de legume pentru supermarketuri și pentru a face ambalarea produselor la costuri mai mici. Desigur, statul este primul avantajat, căci fiscalizarea producției agricole este o problemă la fel de mare în Bulgaria ca și în România. În plus, ambalarea produselor și contractarea lor în cantități mari va putea deschide calea micilor fermieri către export, inclusiv în România. Ei, naționalismul ăsta de consum, să știți că e mare lucru. Și ca să pun așa o concluzie emisiunii de astăzi, dacă cumva lucrezi la Petrom, care e o companie performantă, când te duci la raft, uită-te cu atenție la ce cumperi. Poate cumperi ceva românesc. Busyday.ro e site-ul nostru. Mâine de la ora 19 suntem înapoi aici pe TVR1. La revedere!